copil aleșinat. Acolo oamenii, acolo zmurdu. Un băiat și-a găsit sfârșitul pe terenul de fotbal. Tragedia s-a întâmplat în comuna Biled. Copilul juca o partidă amicală când a căzut caseșerat la pământ. Cei aflați pe teren au sunat de urgență la 112. La fața locului a ajuns în grabă un echipaj medical care a încercat să-l resusciteze pe tânăr. L-au transportat de urgență la spital în Timișoara, însă inima băiatului încetase să mai bată. La data de 25 februarie, polițiștii secției 3 rurale Sân Andrei au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în momentul în care juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar fi leșinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, rămânând în stare de inconștiență. Polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un minor în vârstă de 16 ani, căruia echipajul medical prezent la fața locului îi efectua manevrele de resuscitare. Minorul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale, însă din nefericire acesta a decedat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Comuna timișeană Gearmata se află în plină dezvoltare. De la preluarea mandatului de primar, Claudiu Mihălceanu a implementat o serie de proiecte menite să crească calitatea vieții locuitorilor. Un bilanț al activității administrației locale arată investiții în educație, rețelele utilitare, infrastructura rutieră. Proiecte sunt și pentru localitatea Cerneteaz, acolo unde primăria Gearmata a demarat lucrările de introducere a rețelei de canalizare. Bine ați venit la Cerneteaz. După cum vedeți, suntem cu forțe maxime, localitatea noastră Cerneteaz, introducem rețeaua de canalizare pe mai multe străzi din Cerneteaz, este proiectul pe Anghel Salini, proiectul cel mai mare câștigat de comuna noastră, în valoare de 21 de milioane și cu finalizarea acestui proiect vom avea canalizarea funcțională în Gearmata și în Cerneteaz. Proiectul a demarat în 2023 și prevede implementarea a 10 km de rețea de canalizare. Șantierul este în grafic, iar dacă ritmul lucrărilor rămâne constant, va fi închis în luna mai. Încurajez, să spun așa, oamenii să aibă încă răbdare cu zonele și spațiile verzi, pentru că ele au de suferit în perioada aceasta, dar vom interveni ulterior pe aceste străzi să arate într-un mod cât mai normal. La finalizarea proiectului, locuitorii întregii comune vor beneficia de sistemul de canalizare. Pasarela Gelu este tot mai aproape de finalizare. Pasarela va fi una spectaculoasă. Este vorba despre un contract în valoare de peste 12 milioane de lei, care va transforma radical nu doar pasajul pietonal, ci întreaga zonă. Se vor planta 14 arbori pitici în ghivece proprii și 40 de frasini. Pasarela va fi prevăzută cu iluminat public arhitectural și parapete de protecție din oțel zincat. Rampele de acces la pod sunt proiectate astfel încât pe pasarelă să poată circula pietonii, bicicliștii, dar și persoanele cu mobilitate redusă. Nu doar o reabilitare, ci o transformare. Pietonii și bicicliștii vor trece în curând peste Bega din Iosefin în Dâmbovița sau invers, pe noul pod Gelu Crizantemelor. Din 1949, de când a fost construită, pasarela Gelu nu a mai fost reabilitată complet. Acum noul pod modern, spațios și sigur este prevăzut cu spațiu pentru deplasarea pietonilor, piste de biciclete, zone verzi, rampe de acces și iluminat arhitectural. Transmite viceprimarul Timișoara Ruben Lațcău. Administrația locală din Lugoj a obținut o finanțare prin Programul Național Anghel Salini pentru reabilitarea integrală a podului de fier și a celor patru vămi ce îl străjuiesc. Proiectul tehnic a fost recepționat și a fost demarată licitația. Licitația este în curs. Termenul final de depunere a ofertelor este data de 29 februarie anul curent. Evaluarea va dura undeva la două săptămâni. Sunt deja 4 sau 5 potențial ofertanți interesați. Avem convingerea că vom reuși să desemnăm un câștigător, urmând ca lucrările să înceapă în perioada imediat următoare, înainte de începerea verii. Valoarea investiției este de 14 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 10 luni de la ordinul de începere a lucrărilor. Dar nu de bună practică, despre cum pot grupurile parlamentare, cum pot parlamentarii să se certe pe un subiect
pe care îl votează în unanimitate toți. E complicat să înțeleg. Jumătate, USR ne spune că legea e proastă, celălalt vorbitor ne spune că legea e bună, o parte din colegii de la USR au făcut amendamente și unele vor fi susținute azi în plenul Camerei Deputaților, deci mă gândesc că e o lege bună dacă o amendează, o îmbunătățesc și după aia o și votează. Dincolo de deranjul creat în anumite grupuri parlamentare pentru faptul că această inițiativă este semnată de mine și de alți colegi de la Partidul Social Democrat, rămân niște fapte. Fenomenul consumului astor acestui tip de produs nu se stopează cu interzicerea publicității. Se stopează și cu interzicerea publicității, da. Dar înainte de asta trebuie reglementat foarte bine dacă minorii pot sau nu pot cumpăra, achiziționa din magazin acest tip de produs. În urmă cu o săptămână am votat o altă inițiativă, tot a Partidului Social Democrat, e adevărat, prin care interziceam comercializarea băuturilor energizante către minori. Și din păcate am făcut-o prea târziu. La doar 2 zile, un tânăr, un copil, a decedat, pare-se, din cauza faptului că a consumat, înainte să facă sport, o cantitate substanțială de suc energizant, de băutură energizantă. Haideți să lăsăm la o parte disputele inutile. Este o inițiativă bună. Copiii de mâine nu vor mai putea achiziționa astfel de țigări electronice, nu vor mai putea cumpăra acele cutiuțe cu nicotină, pentru că a apărut și așa ceva, dacă vă vine să credeți. Nu se vor mai putea comercializa în tonomate astfel de produse, indiferent că vorbim de cutiuțele cu nicotină sau țigările electronice, de care or fi ea. De mâine amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei dacă pentru magazinul care comercializează către minori astfel de produse. Este un moment bun. Este un moment în care putem avea consens în Parlamentul României. Și da, domnule Știrbu, stimați colegi, de mâine încolo putem discuta, după ce am interzis comercializarea către minori, evident că putem discuta despre interzicerea publicității. Despre păcănele, da, în perioada următoare, vă spuneam săptămâna trecută, vom vota și prima lege care va interzice această activitate sau o va restricționa. Și după aceea, evident, putem discuta și despre interzicerea publicității sau restricționarea ei la păcănele. Dar să interzici publicitatea la ceva care e pe toate gardurile, n-are nicio logică, oameni buni. Haideți să le luăm etapizat. Mai întâi interzicem activitatea sau o restricționăm, după care, evident, interzicem și publicitatea. Problemele timișorenilor cu privire la traiul din România sunt împărțite. În rândul nemulțumirilor se numără și pensiile mici, care cu greu le ajung acestora de la o lună la alta. Mâncare, îmi trebuie. Deci pensia este mică, 1.700.000 vechi, dar îmi ajunge de pensia de mâncare și de medicamente, atât că v-am spus că în casă nu mai cumpăr. Mereu și luai. Te băgai în ăsta și luai mâncare cu 10 lei, mâncai și felul 1 și felul 2 și o bere dacă vrei să bei o bere. Îți mai rămânea un leu 2. Acum, ce faci cu 10 lei? Acum trebuie să mergi mă la Doamne, iartă-mă la Budă cu ei. Nu. Nu mai faci nimic. 100 de lei dacă vrei să mergi acum să iei ceva din alimentare, plasa asta, da, de unde? Atâta ei, și cât? 100 de lei, un pumn de ăsta. Lista nemulțumirilor înșiruite de către cetățenii poate continua, de la dorința de a se reconstrui un nou guvern al țării până la problema mizeriei din anumite zone ale orașului. Vi se pare frumos? Frumos. Dar aspecte negative, ce vi se pare urât în Timișoara? Pe curățenia. Vi se pare murdar orașul? Cum a venit cu tramvaiul, că eu mă duc în Iosefin, acolo iau autobuzul. Deci ar trebui reconstruit guvernul de la zero? De la zero, de la zero, de la zero. Și președinte, și tot. De la zero ar trebui. Că nu, altfel nu mai merge, vă spun sincer. Că noi n-am putut vorbi, că de așa vorbim, că tot acolo
rămânem. Chiar și lipsa de apreciere a agricultorilor români de către stat este motiv de revoltă pentru cetățeni. Vi se pare că nu sunt apreciați agricultorii români? Nu. Asta, așa au distrus agricultura, au distrus industria. Ei nu fac ce-au făcut Ceaușescu până în lumea și pământul. Pe de altă parte, unii timișoreni sunt încântați de amenajarea și de estetica orașului, dar și a țării noastre. Foarte frumos, e ok, așa, ne place. E cel mai frumos oraș pentru noi. Pentru noi e foarte frumos. Pare o țară frumoasă, țara noastră. Da, e chiar foarte frumoasă din punct de vedere de amplasament geografic. Are munți, are câmpii, are ape, are de toate. Părerile timișorenilor cu privire la orașul, dar și la țara în care aceștia locuiesc, înclină balanța către a aprecia România, remarcând diversitatea geografică cu care țara noastră a fost înzestrată, dar și estetica bine detaliată a Timișoarei. Cam grea pentru mine. Am lucrat în învățământ 28 de ani și abia am 12 milioane și aș vrea să văd cum s-ar descurca un parlamentar cu banii noștri. Să plătească chirie, să plătească mâncare, să medicamente, ne le omoară. Foarte greu, vă spun sincer, foarte greu. Sunt oameni poate care au niște pensii decente, care pot să trăiască. Dar noi, eu vă spun, pentru mine este foarte greu. Această timișoreancă a fost dascăl o viață întreagă. Deși a pus stiloul în mână atâtor generații, acum la pensie se luptă cu sărăcia, cu boala și cu nepăsarea din partea celor de la guvernare. Cei premier acum au spus, păi câte am cumpărat de 1 milion. Domnule, vă spun sincer, am luat o sticlă de ulei de măsline, o sticlă de oțet mică, două ketchup-uri, 80 de lei. Nu mi-am permis, dar soțul meu e bolnav și mai fac câte o salată și câte ceva, că nu are voie, că are mai multe boli și de toate și nu are voie să mănânce cu ulei de ăsta la alt. Dar în fond am folosit și de asta, că nu mai pot să-mi permit să mă duc să dau iară 80 de lei. Medicamente trebuie, dietate trebuie, vai și amar. Regretați că ați trăit în România, că v-ați dedicat viața aici statului român? Mâine m-aș duce oriunde. Am fată în America și tu spune, mama, hai la noi. Am 72 de ani, domnul meu. Une, Doamne, iartă-mă să mai mă duc la groapă. Că pentru că nu ne dă nimeni nimic, nu. Urât. Este social care ia bani și stau. N-au nicio treabă. Și noi care am lucrat atâția ani ne umilește în ultimul hal. Eu așa spun, în ultimul hal. Femeia nu mai rezistă în fața umilinței. Aceasta plânge cu lacrimi amare pentru traiul la care a fost condamnată, tocmai de cei cărora le-a plătit impozite o viață întreagă. E greu. Să te duci la magazine de asta, să-ți iei o haină și poate unele ori nu-ți permiți. Pentru că ți-ai un ban de o mâncare, ți-ai un ban de un medicament, ți-ai un ban... Ferească Dumnezeu, moare un om. Plângeți des, doamnă? Eu de multe ori. Spun și când mă duc după cumpărături, spun lui bărbatul meu, iară bani stricați. Asta e. Viața urâtă în România. Timișoreanca regretă că s-a sacrificat pentru această țară care, spune ea, observă că o anulează acum cu totul. Timișorenii fac coadă la standurile cu mărțișoare. Ziua de 1 martie se apropie, iar mulți dintre ei au vrut să fie siguri că aleg cele mai frumoase broșe, aranjamente florale sau clasicul mărțișor. Nu, cât mai naturale, ceva artizanal făcut. Într-adevăr, s-a lucrat, sunt niște bani care îi merită oamenii, spre deosebire de chestiunile comerciale care se vând, cumpără, fără niciun fel de efort. Coșarul, potcoava sau ghiocelul nu mai sunt variantele de mărțișor pentru care timișorenii optează. Am stat de vorbă cu un comerciant care s-a adaptat trendurilor actuale. Mărțișoarele în formă de pisică sunt cele mai căutate la acest stand. Ceva nou sunt pisicile de toate felurile, mai ales asta regală, potcoavele și ceva așa lucrat manual,
se caută, iar ce se caută cel mai mult? Lebedele, pisicile și potcoavele. Cadoul pentru mama sau bunica trebuie să fie special, cum a ales această timișoreancă mărțișoarele pentru cele mai importante femei din viața ei, ne spune chiar ea. Deocamdată am luat pentru bunica mea, am ales un mărțișor lucrat manual pentru că mi se pare mai deosebit și na, persoanele mai dragi nouă merită ceva mai deosebit, chiar dacă nu e atât de scump. Și pentru mama mea, care na, mi-a dat viață și așa mai departe, cred că cel mai bine ți arăți recunoștința cu ceva ce poartă noroc, cum ar fi acest trifoi care semnifică trifoi cu patru foi, pentru că măcar cu aceste ocazii ne putem arăta recunoștința față de persoanele dragi. Alături de ghiocei, mărțișorul este vestitorul primăverii. Prins în piept sau purtat la mână, în luna martie mărțișorul este cel mai frumos accesoriu al doamnelor și domnișoarelor. Doi bărbați s-au luat la ceartă, care ulterior s-a transformat în bătaie. Unul dintre ei a distrus autoturismul celuilalt, iar când organele abilitate l-au încătușat, acesta s-ar fi lovit intenționat în zona capului pentru a nu ajunge în arestul poliției. Polițiștii secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Bujorilor a avut loc un conflict spontan, în urma căruia un bărbat în vârstă de 50 de ani ar fi fost lovit de un altul în vârstă de 38 de ani. De asemenea, bărbatul de 38 de ani ar fi aruncat pe autoturismul ce aparține celuilalt bărbat cu un obiect provocând pagube materiale. Bărbatul de 38 de ani a fost încătușat, iar în momentul în care a urcat în auto specială pentru a fi condus la sediul poliției, acesta s-ar fi lovit intenționat cu capul de sistemele din interiorul acesteia, provocându-și răni. La fața locului a fost solicitată o ambulanță care a transportat bărbatul la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor producerii evenimentului, comunică reprezentanții IPJ Timiș. Josit, doamnă, josit! Mi-e rușine că îmi dau lacrimile la televizor! Am un copil cu autism! Pentru ce? Sunt lacrimile de durere ale unui tată care muncește zi și noapte să-și țină în viață fiul cu autism. Tratamentul este scump, iar banii pe care îi câștigă din taximetrie sunt puțini. Este povestea bărbatului pe care l-am găsit protestând alături de alți taximetriști. Se simte umilit de cei care conduc țara, de cei care încasează taxele și impozitele pe care el le plătește. Suntem indignați, nu mai putem, suntem cu cuțitul la os. Așa ceva nu se mai poate în toate domeniile. Globalizarea asta ne-a omorât. Nu se poate așa ceva. Avem copii care trebuie să-i ducem la terapie. Nu mai avem bani. De unde? Sfidare totală. Colegii de la București stau, vor să intre în greva foamei. Nu mai putem. Nu mai putem. Îmi cer scuze că mi-au dat lacrimile. Nu se mai poate așa ceva. Uitați-vă, toate domeniile, agricultura, taximetria, toate domeniile, și nu doar acestea. Suntem la pământ. Taximetria nu e ușoară, așa cum pare. Este prea grea de multe ori, ne spune un bărbat care face naveta 70 de kilometri ca să câștige un ban cinstit, cu mâncarea în caserolă și cu un gust amar lăsat de cei care fac promisiuni pentru un viitor mai bun. O duc bine cu mâncarea de acasă după mine? O duc bine cu mâncarea de acasă după mine? Uite, cu macaroanele după mine o duc bine? Asta să nu ți-o duci bine. Să-mi taie curentul, că am 26 de milioane. Nu se stare să adun 500 de lei de o lună jumate. Taximetriștii sunt și ei oameni. Au prieteni, familie, copii, pe care de multe ori îi văd doar dormind noaptea târziu când ajung acasă. Pentru ei, o zi de muncă ajunge și la 20 de ore, ca la finalul lunii să tragă linie și câștigul să fie pe zero. Vreți să vă zic că stau 20 de ore la lucru și plătesc tot la zi, tot, absolut tot, și din cauza asta copilul meu mă roagă, îmi zice seara: tati, nu stai cu mine, tati, mai trebuie să stau puțin la lucru. Tati, dar n-ai timp să dormi cu mine? Nu am timp, tati, că trebuie să lucrez. Își poate întreține un taximetrist familia din salariu? Vă zic clar, întrebați un taximetrist că nu poate, abia își plătește dările. Și-au luat mulți, au investit să-și iau o mașină ok și și-au făcut credite să poate să-și achită în speranța că va merge mai bine. Doar în speranța că totul va fi mai bine și că se vor mișca lucrurile. Absolut nimic, absolut nimic. Speranță pentru mai bine nu mai au de mult, însă mai găsesc puterea să se unească, să protesteze și să lupte împotriva nedreptăților din România. AUR și-a prezentat candidatul pentru Comuna Lenauheim. Vorbim despre Iosif Mărcuș, care se consideră un fiu al comunei, născut și crescut aici, de profesie inginer agronom. Acesta a explicat motivele care l-au determinat să candideze.
Întrebarea retorică pe care mulți și-o pun, de ce am acceptat această deosebit de dificilă funcție la care voi candida? În primul rând pentru faptul că vreau să schimb radical tot ceea ce înseamnă Comuna Lenahain. Și ca toți îmi doresc din suflet, ca toți locuitorii comunei noastre să meargă și să fie atunci când se reîntorc din de unde sunt plecați, să se întoarcă cu plăcere în această comună. În acest sens, dorim să refacem toată infrastructura care nu este încă terminată din vari motive. Doresc ca toți cetățenii localității noastre, când vor merge la primărie, să fie primiți cu zâmbetul pe buze de către angajații instituției. De asemenea, doresc să creăm locuri de muncă pentru cetățenii localității, pentru a nu-și mai face naveta și nu în ultimul rând îmi doresc nespus de mult ca toți cei care au plecat de la noi din localitate să fie îngenunchiați și să muncească pentru familiile lor, să creăm locuri de muncă și să-i aducem înapoi în localitate. De asemenea, reprezentanții AUR au mai spus că vor începe în curând campania de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare în toate localitățile din județ. Moartea îndrăgitului artist Mile Povan a căzut ca un trăsnet pentru toți cei care îl iubeau. La doar 31 de ani, cântărețul a decedat în urma unui infarct. Familia, admiratorii și colegii de cântec și-au exprimat durerea și regretul pe rețelele de socializare. Textierul Andrei Brânaș i-a adus un ultim omagiu în versuri pline de durere. Plânge Natu Bănățean, a plecat Mile Povan. A plecat fulgerător, lăsând în urmă dor și dor. Mult prea trist, mult prea curând, la îngeri merge cântând. Și nouă aici ne lasă cântări faine, pătimoasă. Plânge Glia arădeană, i-o plecat fecior de seamă. Nu te-om uita niciodată, raiu mândru să-ți dea roată. Sunt versurile pe care Andrei Brânaș le-a scris imediat după vestea șocantă a morții artistului. Mile Povan a lăsat pentru toți cei care îl admiră adevărate șlagăre. Când s-adună frații la un altă, să dă la o parce în lumea toată, dragoste mai mare nu aflați, ca dragostea dintre frații. Când s-adună frații la un altă, să dă la o parce în lumea toată, dragoste mai mare nu aflați, ca dragostea dintre frați. Cine și-a împărțit pita cu mine, cine m-a spălat obrazul lume, mă iubești așa cum i-ai lăsat, ăsta-i fracea adevărat. Mile Povan va fi înmormântat vineri, 1 martie, la Capela 9 din Lipova. Slujba de înmormântare începe de la ora 14. Reabilitarea parohiei ortodoxe Giarmata a fost proiectul de suflet al primarului Claudiu Mihălceanu. Lucrările au fost ample demarate acum 2 ani. Lăcașul de cult este acum reabilitat, iar în interior se fac ultimele finisaje și picturi pe pereți. L-am alături pe părintele Ioan, ce este preot la Giarmata. Împreună cu dânsul am plecat la acest drum cu binecuvântarea înalt preasfințitului, mitropolit, și după cum vedeți, aproape suntem cu biserica gata, am avut aici lucrări ample de remodernizare, să spun așa, și acum suntem la stadiul în care pictăm pe pereți și după cum vedeți, niște picturi extrem de frumoase. Proiectul a fost unul complex, clădirea în care astăzi credincioșii se adună la rugăciune, fiind în trecut o casă. Ceea ce vedeți acum în biserica noastră este spre final. Lucrările au fost cu mult mai ample și au început în urmă cu 2 ani. Lucrări de sistematizare, de modificare, pentru că biserica aceasta este în locul unde e o fostă casă. Pentru că comunitatea de aici a fost comunitate catolică, nemțească, integral. Biserica și-a intrat în dreptul Bisericii Ortodoxe abia din 1946 și de atunci biserica noastră a preluat această clădire. În timp s-au făcut modificări și acum ne aflăm la finalizare, o înveșmântăm în hainele picturii.
Proiectul de modernizare al parohiei ortodoxe Giarmata a fost finanțat de la bugetul local, investiția având o valoare de aproape 800.000 de lei. Consiliul Local Dumbrăvița a hotărât să plătească o chirie exorbitantă pe un spațiu unde ar funcționa o instituție de învățământ. Vorbim despre aproximativ 1,2 milioane de lei, conform ofertei aprobate pentru 4 ani. Suma reprezintă jumătate din cât ar valora o școală nouă, iar clădirea respectivă este goală de vreo 6 luni, pentru că nu se îngrămădesc potențialii chiriași. Nu e prost cine cere, ci e prost cine dă, este de părere consilierul local Radu George Vlădescu. Inoportună, motiv pentru care am votat împotrivă. Inoportună din cauza prețului pe care l-am considerat foarte mare pentru Dumbrăvița. Considerați că o soluție ar fi fost să se construiască alte instituții de învățământ și nu să dea bani pentru chirie pe spații care poate nu valorează atât de mult? Consider că există pentru această problemă soluții multiple, unele mai rapide, altele mai consumatoare de timp, să spunem așa. Cele consumatoare de timp, evident, și cele mai bune sunt construcția de clădiri de școală destinate școlii noi, cu finanțare externă, pentru că bugetul este destul de constrâns. Mai aveam varianta pe care am propus-o ca amendament la bugetul din acest an, achiziționarea de module în continuare, așa cum am mai achiziționat acum 2 ani. Sunt acele module prefabricate, special făcute pentru săl de clasă, și mai era varianta de reamenajare a căminului cultural, care putea fi folosit în acest scop și care de altfel și este și în acest moment în anumite spații folosit ca și sol de clasă. Acesta a adăugat că e nevoie de școli noi, nu una, ci trei, plus liceu și încă 3 grădinițe. În ultimii 3 ani, administrația a făcut o școală și o creșă, începute deja dinainte, și a produs niște maculatură pentru 2 proiecte fără finanțare semnată încă. De 1 martie, polițiștii timișeni au venit în întâmpinarea doamnelor și domnișoarelor cu diplome și mărțișoare. În prima zi a primăverii, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, în colaborare cu Asociația Autoclub Rally Timiș, au pregătit o surpriză pentru șoferițe, oferindu-le o mică atenție. Am profitat de această ocazie pentru a face un alt fel de control în trafic rutier. Am oprit doamnele și domnișoarele prezente în trafic în municipiul Timișoara, le-am înmânat câte un mărțișor și o diplomă din partea noastră și a partenerilor, iar am profitat totodată de această ocazie pentru a le adresa și câteva recomandări în ceea ce privește conduita pe care trebuie să o adopte în traficul rutier pentru a nu fi implicate în accidente rutiere grave. Astăzi suntem împreună cu Poliția Română și Clubul Automobiliștilor din Timișoara. Amendăm șoferițele, dar de data aceasta cu o diplomă și cu un mărțișor de ocazia zilei de 1 martie. Le încurajăm să circule responsabil și, bineînțeles, le oferim și o floare. Într-un mod inedit de control, polițiștii au distribuit nu doar recomandări pentru siguranța rutieră, ci și zâmbete pe chipul femeilor. Foarte drăguț din partea lor. Ce ai vrea să te aducă primăvara? Liniște, atât, soare. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș urează tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară senină.